pe acest pământ nelegiuit. O, Doamne, adu ziua Ta, când sabat veșnic vom serba. Vă salut cu pacea Domnului Isus și bine v-am găsit la o nouă temă în care putem studia și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste momente, îi mulțumim pentru aceste ocazii și că El mereu are modalități de comunicare pentru noi și mulțumim pentru că El este alături de noi și ne ajută în fiecare clipă și ne întărește în fiecare moment. Pentru subiectul din această zi, m-am gândit să vorbim despre rugăciune și, în special, rugăciunea ca putere și rugăciunea, ca și comunicare. V-ați gândit vreodată ce este comunicarea, de unde vine ea și de ce noi avem nevoie de acest fenomen? Și anume, ce este ea, această comunicare, și de ce am eu nevoie de acest fenomen? Câteva sinonime pentru acest cuvânt le-am găsit și sunt în felul următor. Se spune că comunicarea este un contact, este o legătură. Este o informație. Dar sinonimul pe care eu l-am găsit cel mai potrivit este relație. Și anume că comunicarea este o relație. Vedem acest, acest, acest mod de relație în fiecare zi și în fiecare domeniu al vieții. Comunicarea și legătura dintre toate lucrurile este peste tot. Și anume că așa am fost creați. Încă din timpul creațiunii, Dumnezeu ne-a creat încât noi să avem relații, conexiuni și legături unii cu alții. Deci, prin urmare, am ajuns la această concluzie, cum că comunicarea este foarte esențială existenței noastre. Și acum, indiferent de modalitatea ei, această acțiune există, a comunicării. Și dacă suntem Sincer, dacă suntem obiectivi, noi recunoaștem acest lucru. Acest fenomen este existent și există peste tot. Și acum un, un exemplu. Dacă vorbim despre comunicare ca și legătură sau ca și relație dintre lucruri, aceasta este în nenumărate forme. Adică nu am avea timp să explicăm câte forme există a comunicării. Dar o să iau câteva uh, foarte simple, care le vedem și le putem înțelege ușor. Ce anume, plantele și pomii, și tot ce include plantele, au această relație cu Pământul. Ele sunt dependente de Pământ și își extrag sursa lor de viață din Pământ. Sau putem să vorbim despre viețuitoarele apelor. Ele mereu au nevoie și trăiesc în ape adică sunt dependente de ape, de ocean. Chiar soluăm și la nivel molecular și la nivel minuscul și microscopic. Fiecare celulă, fiecare proton, neutron, fiecare nucleu stă împreună și formează un obiect doar fiindcă există o legătură. Și această legătură, cum am numit-o noi mai devreme, o descriem ca fiind comunicare. Există acest, acest fenomen care le leagă între ele. Acum, când Dumnezeu a creat totul, când Dumnezeu a adus existența în fața noastră, când ne-a creat pe noi, când a creat acest univers, El a făcut în așa fel încât nimic să nu existe fără dependență. El a creat ca totul să depindă de ceva și nimic să nu fie independent, personal și singur. Totuși, când vine vorba despre oameni și despre relațiile noastre, este mult mai complex și este foarte mult de vorbit la acest subiect. Și anume că noi avem tot felul de relații, legături și comunicări. Și acest lucru îl avem doar fiindcă baza noastră, baza comunicării, la baza structurii noastre a creației este Dumnezeu. El este Cel care este temelia vieții noastre și este temelia comunicării noastre. Acum, dacă am înțeles că pentru oameni Dumnezeu este temelia și structura, cum credeți care este structura și temelia celorlalte viețuitoare, restul animalelor? În Cartea Genezei, la creațiune, scrie în felul următor Să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târitoare și fiare pământești după soiul lor și așa a fost. Vedem aici un, un fenomen, un fenomen despre care noi tot am vorbit până acum a format o legătură între ele. El cumva tatăl nostru a zis în felul următor: apele să mișune de viețuitoare, iar păsările să zboare deasupra pământului pe întinderea cerului. Și mult mai evident este în partea cu viețuitoarele pământului, și anume pământul să dea viețuitoare după soiul lor. Vedem că aceste Animale vețitoarele pe care le a creat Dumnezeu le a creat dependente de uh, un anumit lucru, în cazul animalelor de pământ, a vețitoarelor uh, mărilor de ape și a păsărilor de ceruri. Și așa a fost. Deci, încă de la startul creațiunii, de când totul a început să existe, există această dependență. Există o anumită forță fără de care noi nu putem trăi. Este o anumită conectare și o anumită legătură care ne unește pe noi toți împreună. Însă, la oameni, iarăși, este un pic mai complex și un pic mai, mai diferit. Și vedem și de ce, fiindcă în Geneza, 1 cu 26, scrie să facem om după chipul nostru. Când Tatăl nostru Ceresc a hotărât să ne creeze pe noi, El a luat această hotărâre de a se implica personal în creația noastră. El a luat această hotărâre de a se. de a forma această legătură. El a vrut ca noi să fim legătura lui, lui principală și a dorit ca noi să fim dependenți doar de El vedem implicarea personală a Creatorului în facerea omului. Iar Dumnezeu a pus în noi un duc de viață de care noi suntem mereu dependenți de acest duc. Prin comunicare și anume relația aceasta, noi oamenii formăm legături. Până la Dumnezeu, noi formăm legături între noi oamenii și relații personale între colegi, prieteni, familii și așa mai departe. Prin ele, prin aceste legături și prin aceste comunicări, ar arătăm că suntem dependenți de ceva. Deci eu dacă mă duc la prietenul meu și inițiez o comunicare, prima informație și prima declarație e că eu sunt dependent de atenția lui și de informația pe care el urmează să mi-o dea. Adică eu sunt... Dependent de ce urmează el să îmi răspundă. Însă, un factor principal în relația noastră cu Dumnezeu, fiindcă este foarte mare diferența dintre relațiile noastre personale cu oameni și relația noastră cu Dumnezeu, și anume rugăciunea. Rugăciunea este un factor esențial în comunicarea sau relația noastră cu Dumnezeu acest fenomen frumos care Domnul Hristos ne-l-a prezentat pe pământ este modul în care noi putem intra în comuniune cu El. Rugăciunea este această armă care ne-a fost dată gratuit, prin care noi putem combate răul, prin care noi putem ajunge la Dumnezeu și prin care noi îl putem primi pe Dumnezeu. Acum, versetul de bază, al acestui subiect se află în Romani 8 cu 26, care spune în felul următor Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Cum adică noi nici măcar nu știm cum trebuie să ne rugăm? Adică eu nu știu ce vreau Mă plec pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, și, de fapt, eu habar n-am ce-mi trebuie, și habar n-am ce ar trebui să vreau. Însă, versetul așa ne spune. Zice că nu știm cum trebuie să ne rugăm. Păi, și atunci, cine știe? Adică, pentru ce e bună rugăciunea? Cine știe de ce am eu nevoie? Vom vedea în continuare răspunsul la această întrebare. De obicei, Tendința noastră este să ne raportăm la Creatorul nostru ca la un Duh magic al lămpii, pe care îl chemăm când vrem noi și să ne îndeplinească dorințele. Adică eu îmi trăiesc viața de zi cu zi, personal, privat, Doamne, tu ești la treaba ta, eu la treaba mea, dar când am nevoie de tine, eu te chem, mă pun pe genunchi, te chem, vin o Doamne și îndeplinește dorințele mele. Din păcate, adesea noi uităm că Dumnezeu este o persoană. Ea este o persoană cu sentimente ca și noi. El nu este un Duh magic, un Duh al Dorințelor. El dorește să aibă o relație personală. Personală cu mine și personală cu tine. El vrea să facă parte din toate deciziile pe care noi le facem. Și când. Ne gândim la această idee că El vrea să facă parte din toate deciziile, El se referă efectiv la toate deciziile. De la, nu știu, să căutăm un loc de parcare, adică Doamne, ajută-mă să caut un loc de parcare, până la rugăciunea pentru mântuire. Doamne, vreau să primești mântuirea. De la cel mai mic lucru, până la cel mai colosal lucru. Dumnezeu vrea să facă parte din viața noastră și vrea să ia parte personal, în cel mai intim mod în viața noastră. Sunt uh, trei cuvinte de obicei care caracterizează o rugăciune. Și uh, probabil ați mai auzit lucrul acesta și l-am folosit cu toții. Mulțumesc, iartă-mă și vreau este formula magică pe care noi o folosim continuu. Adică noi nu avem o lampă, dar noi avem această formulă. Mulțumesc, iartă-mă și vreau. De fapt, Dumnezeu, El la fel vrea să ne vorbească nouă, cum noi îi vorbim lui. Când eu mă plec pe genunchi și spun, Tată, am făcut aia, am făcut aia, îți mulțumesc pentru aia, te rog, iartă-mă, vreau aia, dă aia. Eu nu-i permit lui Dumnezeu să-mi vorbească, să vorb să vorbească. Adică, eu trebuie să am un timp de liniște în care vreau să-l ascult pe el. Un timp de liniște în care să-l întreb, Doamne, tu ce vrei să-mi spui? Tu ce vrei să-mi arăți? Și tu ce vrei să, să mă învezi de data aceasta? Tu îmi știi viața deja și eu nu mai am ce să-ți spun, dar, Tată, tu, tu mă știi mai bine și tu știi ce trebuie să-mi spui. Ajută-mă ca să vreau să te ascult. Deci, versetul spune în felul următor: că nu știm cum să ne rugăm. Nu știm ce vrem. Și nu știm ce trebuie să vrem. Și totuși știm ceva. Și este uh, cheia, este lucrul esențial care ne poate ajuta pe noi în uh, relația cu Dumnezeu. Un lucru cert și un lucru sigur pe care îl știm garantat este că Mântuitorul nostru știe ce noi vrem de fapt. Știe ce ar trebui să vrem și știe ce avem noi nevoie în viața noastră. Și când realizăm lucrul acesta, când ne dăm seama de, de cunoștința lui și de a tot cunoștința lui, în inima noastră ar trebui să răsară o dorință. Ar trebui să ne vină o dorință în inimă și anume de a ajunge să comunicăm cu Hristos. Să, să comunicăm la fel de personal cum comunic eu cu un prieten, cum comunic eu cu familia mea. Să ajung să comunic astfel cu Dumnezeu, Creatorul meu. Această idee ne aduce dorința de a fi dependenți de El. Fiindcă noi, independenți, singuri, pe cont propriu, nu putem face nimic. Și atunci, fiindcă poate apărea un pic de frică și incertitudine, ce se întâmplă când voi fi dependent? Adică eu sunt bazat pe... Um, lucru pe care eu îl am, eu sunt bazat pe banii pe care mi-am făcut, sunt bazat pe relațiile dintre oameni pe care le am, sunt asigurat din toate părțile, dar dependent de cine să fiu, de un Dumnezeu pe care nu-l văd, este invizibil, Adică e un lucru care necesită foarte multă credință. Deci, ce se întâmplă când sunt dependent, când suntem dependenți? Ajungem să realizăm un lucru. Și anume că eu singur nu mai pot nimic, eu singur nu mai exist și depind în totalitate de Hristos. Și acum, exemplul cel mai puternic din Biblie, care ne arată cel mai dependent om care a existat vreodată. Și acesta este Domnul Hristos. El, deși era Dumnezeu întrupat în om pe Pământ, el era în totalitate dependent de Tatăl lui din ceruri, de Dumnezeu Tatăl. Când vine vorba de rugăciune, Domnul Hristos ne-a arătat foarte multe exemple și ne-a arătat cum ar trebui să ne rugăm. Dar un lucru important pe care l-am găsit eu în rugăciunea lui se află în Matei 26, cu versetul 39. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Să analizăm un pic acest verset. Ce a vrut să spună Domnul Hristos aici? Cum adică să depărteze acest pahar de la Domnul Hristos? Adică nu tocmai pentru lucrul ăsta a venit Hristos pe pământ, ca să moară pentru noi și să câștigăm noi viața veșnică și mântuirea. De ce se roagă El la, în acest moment, depărtează de la mine acest pahar? În această dorință, noi vedem prezentarea lui Hristos ca om. El a arătat că și El este o persoană. El a arătat că El tot are sentimente. El a arătat că el tot este un om care suferă, el este un om cu gânduri și cu diferite și foarte multe sentimente. Dar uh, cel mai important lucru e atunci când a zis îndepărtează acest pahar de la mine, el știa că nu va fi îndepărtat, el știa că va muri, el știa că pentru asta a venit și Dumnezeu l-a trimis pentru a muri pentru, pentru noi. Formula cea mai importantă pe care l-a spus o: totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Adică după ce el și-a prezentat dorința și i-a arătat ce vrea, el totuși a acceptat voința tatălui și a acceptat scopul lui Dumnezeu cu el. Există două extreme în rugăciune. Și am dorit să menționez acest verset din Matei 26 cu 39, tocmai fiindcă Dumneze Domnul Hristos n-a căzut în nicio extremă. Și anume, care sunt acele două extreme? O extremă este că nu cer, că nu cer nimic, că de plin mă gândesc că, Doamne, oricum se va face voia ta și eu indiferent ce cer, oricum e voia ta, se îndeplinește. Deci asta este o extremă, că nu cer. Și anume suntem despărțiți de Dumnezeu, nu avem o relație personală. Deci Dumnezeu nu face nimic, fiindcă nu cerem nimic. Iar antidotul acestei extreme este să cerem cu îndrăzneală. Să strigăm Ava, neîncetat, adică Tată, și noi să îi prezentăm cererile noastre. Cea de-a doua extremă în care putem cădea este că cer egoist și am pretenții de la Dumnezeu. Adică, Domnul Hristos putea să zică, Doamne, îndepărtează paharul acesta de la mine și atâta tot. Adică, eu nu vreau să mai sufăr, deci, prin urmare, nu mai vreau acest pahar. Acesta ar fi fost modul egoist de rugăciune pe care l-ar fi putut face. Iar antidotul. Acestei extreme este să ne predăm complet. Adică, totuși, facă se nu cum voiesc eu, ci cum voi ești tu. După ce i-am prezentat lui Dumnezeu dorința mea, după ce i-am prezentat, prezentat interesul meu, eu vreau să-i arăt și vreau să accept voința Tatălui în viața mea. Adică, nu cum voiesc eu, ci cum voi ești tu, Tatăl. Cum credeți? Cum ne apropiem noi de Dumnezeu? cum am putea. În cel mai, cel mai bun mod care ar, fi, care ar fi să ne apropiem de Dumnezeu. Fiindcă cu siguranță, în primul rând trebuie să venim sinceri, cu inima toată înaintea lui Dumnezeu, și trebuie să ne prezentăm așa cum suntem de fapt. Um, un verset din uh, 2 cronici, capitolul 7, cu versetul 14, spune în felul următor. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îi voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Și cuvântul cheie și foarte important din acest verset este dacă. Dacă. Dacă poporul meu se va smeri. Puterea sau ce stă în, în misiunea noastră de a face, este să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și restul lucrează El în viața noastră. Noi trebuie să ne apropiem de El cu o inimă smerită, să ne apropiem în smerenie. Un exemplu perfect al smereniei, în contrast izbitor cu cel al mândriei, este cel din Luca 18, care ne vorbește despre pilda. Fariseului și a Vameșului. Dacă vă amintiți bine, Fariseul s-a rugat în felul următor: Mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți. Îți mulțumesc că eu sunt diferit de ei. Îți mulțumesc că nu sunt ca acest Vameș de lângă mine și îți mulțumesc pentru ceea ce sunt eu. Adică, el s-a prezentat într-o lumină pozitivă în comparație cu ceilalți. Chiar dacă îi mulțumea, deci el îi mulțumea lui Dumnezeu, dar se prezenta într-o lumină favorabilă lui și că el este cineva. Iar contrastul izbitor al Vameșului este: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Mulțumiri sunt nenumărate pe care le putem aduce lui Dumnezeu. Sunt toate posibile, avem toate motivele de a-i mulțumi lui Dumnezeu, dar ca să nu ajungem, ca în cazul fariseului, trebuie să îl rugăm pe Dumnezeu să aibă milă de noi. Trebuie să-i cerem, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Fiindcă la finalul pildei, în versetul 14, spune că căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Fiindcă noi pe acest pământ nu căutăm înălțare, onoare și închinare. Noi pe acest pământ căutăm să fim ca Hristos, să iubim ca El, să ne comportăm ca El și să trăim viața pe care El a trăit-o. Și Mântuitorul. Mântuitorul nostru de asemenea s-a smerit. El când a venit în forma de om pe pământ, deși fără niciun păcat și n-a păcătuit niciodată, el totuși s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. El s-a smerit înaintea Tatălui, și deși nu avea nicio vină a păcatului, el totuși s-a smerit, fiindcă a arătat o dependență, o dependență de Dumnezeu. Prin acest mod, prin modul smereniei, Hristos dorește să ne învețe ce înseamnă rugăciunea. Noi vom putea ajunge să înțelegem ce este rugăciunea atunci când Dumnezeu ne va face să înțelegem când El va lucra la mintea și inima noastră în așa fel încât noi să nu mai avem ce face, eu nu pot să mai fac nimic. Doamne, fă Tu totul în viața mea, căci fără Tine eu nu sunt nimic. Când începem să înțelegem această rugăciune, în viața noastră vor apărea schimbări. Și vor fi niște schimbări de așa un fenomen încât nu vom înțelege ce se întâmplă fiindcă nu vom fi la control, adică nu vom controla noi nimic, ci totul va controla Dumnezeu și atunci, într-adevăr, noi vom trăi prin credință. În acel moment, și oamenii din jurul nostru vor vedea o schimbare în viața noastră. Atunci ei vor vedea că traiul nostru este diferit și că noi ne trăim, de fapt, viața prin credință. Și tot ce facem este în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu credință deplină în ceea ce dorește El pentru noi. Cum am înțeles până acum? Ce este rugăciunea? Ea este comunicare, ea este legătură, ea este o relație cu Dumnezeul nostru. Dar nu în ultimul rând rugăciunea este respirația sufletului. Ba mai mult decât atât, ea este hrana sufletului de la care noi nu ar trebui să postim niciodată. Fiindcă rugăciunea este modul în care comunicăm cu Dumnezeu și este legătura, lanțul nostru care ne ține legat, legați de noi și Hristos. Iar comunicarea, adică rugăciunea, Relația arată nevoia, arată dependența. Cum am vorbit mai devreme. În acest caz, în cazul nostru, dependența noastră față de Dumnezeu. Fiindcă noi, fără Dumnezeu, nu suntem nimic. Noi, fără Dumnezeu, nu avem nicio putere și nu putem trăi prin propria noastră viață și prin propriile noastre alegeri. Însă, Dumnezeu, fără oameni, tot Dumnezeu este. El nu are nevoie existențială de noi cum și un copac. Pământul fără copac tot pământ este, dar, pământul, dar copacul fără pământ deja nu mai poate exista. Transferul este cheia la baza comunicării. Un transfer de anumit lucru, de anumită informație. Și anume, plantele își iau seva din pământ își iau toate substanțele nutritive și se hrănesc cu ceea ce este în pământ. Adică prin legătura lor cu, cu pământul, ele întrețin, își întrețin viața. Și am ajuns la concluzia că transferul, transferul este egal cu legătură sau comunicare. însă astăzi noi avem oportunitatea să dăm inima noastră lui Hristos. Avem această ocazie. Chiar în aceste momente, Domnul Hristos ne așteaptă ca noi să îi predăm inima noastră lui. Și nu că ar fi în natura mea, sau nu că ar fi în natura noastră să-i putem preda noi inima. Fiindcă firea noastră nu ar dori lucrul acesta. Noi ne-am împotrivit de plin. Dar noi dorim să-i permitem ca El să ne ia inima. El este cel care dorește și tânjește după inima noastră. El este cel care ne iubește și cel care ne-a iubit mai întâi. Și prin dragoste, El este cel care m-a câștigat. Doresc să citesc și un fragment din Cugetări de pe Muntele Fericirilor, și anume, Trăiți în legătură cu Hristos cel Viu și El vă va ține tare cu o mână care nu vă va lăsa. Să cunoaștem și să credem iubirea pe care o are Dumnezeu față de noi, și atunci vom fi în siguranță. Iubirea aceasta este o fortăreață de neînvins împotriva tuturor înșelăciunilor și asalturilor satanei. Numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste cuvinte. Îi mulțumim pentru că El ne-a lăsat această armă puternică. Și suntem recunoscători că El este cel care dorește să lucreze în mintea și inima noastră. Mulțumim că El vrea să facă o schimbare în viața noastră și El vrea să ne dea iertarea, mântuirea și vrea să fim copii ai Săi. Vrea să, El vrea să aibă o relație personală cu noi, o relație intimă și dorește să ne primească în Casa Tatălui din Ceruri. Doresc să mai citesc versetul? Din Romani 8 26, și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși, Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Este Duhul Sfânt care tânjește după Dumnezeu. Și fiindcă noi, trupul nostru, este Templul Duhului Sfânt, Duhul din noi, al lui Dumnezeu, este cel care caută legătură cu Dumnezeu. Este cel care caută o armonie. Cu creatorul său, cu adevărata lui origine, cu baza și structura comunicării lui. Și la final doresc să fac o anumită analogie. Imaginați-vă că noi suntem cercetători, cercetători de stradă, îmbrăcați în zdrențe rupte și murdare, mirosim alcool și dorim să ne ducem la casa împăratului și mergând spre casa împăratului, ajungem la poartă. La poartă sunt gărzi care păzesc poarta să nu intre nimeni și fiindcă mirosul nostru ajunge înaintea noastră, gărzile ne opresc și ne întreabă cine suntem, ce vrem și de ce am venit aici. Și ne spune că noi de fapt nu avem nevoie să intrăm acolo. Iar când noi le spunem acestor gărzi că venim în numele Domnului Isus, când ne rugăm în numele Domnului Isus. Acele gărzi când aud lucrul acesta se dau înapoi, se înclină înaintea noastră și ne deschid porțile. Iar când noi intrăm în cetate, Dumnezeu Tatăl ne primește cu brațele deschise cum l-a primit pe Domnul Hristos. Dumnezeu Tatăl dorește ca prin numele Fiului Său, noi, eu, tu să fii mântuit de acum și în veci. Amin.